Mă, ce-am făcut? Păi te întreb. Un gest urât. Acum să vezi. Un gest urât. Bine, mă, ok, ok. Gest urât. Bine. Patrick. Problema voastră, dacă considerați okay, gest urât. Ok, aici e problema noastră. Tu orice ți s-ar spune, noi avem probleme, tu ești la deștept. Dar n-am uite, dacă tu ai avea o femeie... Părerea lui. Tu cred, am tu zis în sinea ta, așa... Nu știu... Dacă tu ai avea o femeie, i-ai permite unui alt bărbat să meargă să o sperie pe la camera roșie, pe din astea? De unde probleme? În primul rând, nu trebuie să-mi permită nimeni să fac păi ceva. E femeia omului. Și dacă... O a deranjat, o se supăra și nu reacționa într-un mod frumos. Păi nu, dar nu mai vrei ceartă cu Sebastian. Hai, că deja o agravăm. Acum l-ai instigat. Uite, m-aș fi supărat tare dacă făceai cu iubita mea așa. Acum vreau să mai vorbim cu perdea. Cuțitul în rană, cuțitul în rană. Ai dat direct toate pe față. Tu acum. Vezi, eu aleg să tac acum. Eu tac. Sunt perfect normal, n-am nimic, ok. Nu vreau să discutăm. Sau vroia să te facă gelos pe tine. Da, nu mai pot sunt. Adică după ce că știe situația și cu ea și cu Sebastian, cum să faci așa? Păi, poate că înțelegi că el vrea să reacționeze. Păi, deci el vrea să rămână în emisiunea asta cu orice preț, punctul, nu mai știe ce să se agațe. Păi, de contră, că așa nu o să rămână. Păi, ba, nu, că vrea vârvă, vrea să încerci în toate părțile. Cine mai? Cine? Gagea. Păi și unde să rămână? Păi... Așa are impresia, da. Virginia, eu nu știu ce reacție am și nu m-am uitat niciodată la televizor să văd cum sunt. Sincer. Păi poate ar fi bine să te uiți. Nu vreau. Pentru că eu ăsta sunt natural, eu nu vreau să mă schimb. Păi tu ăsta ești total de acord, uite, nu vreau să țip. Total de acord, te înțeleg, dar suntem într-o emisiune și trebuie să fii puțin mai atent. Am fost foarte atent, draga mea. Este spre binele tău, Robi. Ce te prind... treburile astea înflorate, nu știu, așa cumva. De bune vorbesc, foarte mișto. Ce ai făcut ieri? Că nu am apucat să stăm împreună. Păi n-am apucat, pentru că eu m-am cerut, dar fii atent ce șmecher a fost. Dar te-ai cerut la mine? M-am cerut la tine și te-am văzut sus. Și când am ajuns jos, m-am cerut înapoi. Păi e greșeala mea că eu m-am cerut la băieți. Așa. Te-ai cerut la băieți? Da. Doamne, ce te ești. Îți respect alegerea. Ai și eu pe a ta. Oricum, te-ai dus departe rău de tot. Bine. Te-ai dus, cum arunci lanseta, dar nu știi cum o tragi înapoi. Ba dacă are manetă. Nu pescuiesc, nu practic. Azi ai arătat sportul. În fața oamenilor și în fața, nu doar la oamenii din casă, cine ești tu, frate? Da. Sunt crezi Gagea, 1,82 m, caracter și vrăjeală frumoasă. Asta crezi tu? Doamne, era să zic cuvântul. Karen. Știu care între ele. Ce urât. Ce vrăjeală, ce filme. Vrăjeală frumoasă. Bine că e calm. E mai calm. Atunci e bine. E o schimbare din partea ta, dar nu e... radicală, știu. Păi, dar nu vreau să fie radicală, că ar fi falsă schimbarea aia. Nu o să fie. Dacă ar fi radicală. Nu, dar nici tu nu ai făcut. Adică, ok, te-ai cerut la mine și... Păi, uite, stau cu tine. Sunt doar pentru tine. Ce vrei să fac mai mult? Pe bune. Ești doar momente pentru mine? Și așa? Păi, nu, crezi că sunt. Nu, sunt. Ba da, da. Asta zici tu. Ți s-a părut că am mai făcut ceva? Ți s-a părut hai că mai... să nu vreau să luăm și ne pedeapsa. Tu ai mai făcut, da. Vrei să mai fac vreun moment pentru tine? Un ce? Moment. Ce moment? Mai vrei ceva? Vrei să-ți cumpăr ceva? Spune pe conexiune, Robi, vreau, am văzut-o pe zic, Adidas, școlul, uite și ei sunt în colț. Vreau o geantă. Ce geantă vrei? Nu știu, nu... Nu am ceva în nume. Glumeam, să știi. Sau nu. Da, frate, dar cheamă pe cine vrei în camera roșie, vorbește ce vrei. Păi eu am chipat pe cine. Omule, aici, aici e vorba la, cum la, se mai ține cont și de respect și de bun simț și de cei 7 ani de acasă, Gagea, și de multe aspecte. M-a dat de la 6 ani la școală, nu i-am, îmi pare rău. Cine ți-a făcut? Julie. Iar răspuns ironic. Virginia. Păi Sebi, da, dar Sebi, da, tu. De 7 ani de acasă și șau.
Iau altfel, eu vreau să te întreb pe tine, gen să te cunosc pe tine. Tu, dacă ai fi fost să vii în contextul ăsta și ți-ar fi plăcut foarte mult de fata, hai să nu zic relații, cunoaștere. Ce, nu s-a mai întâmplat așa cu cineva? Eu mă cunosc, eu știu ce pot, știu cine sunt. Nu, nu-i greșit ce-o făcut, nu-i greșit, dar e greșit. Azi mi s-a părut, păi că te-ai certat ieri cu el aici, v-ați ținut doar în dea predică și de ce ziare că ai apăsat așa. Ascultă-mă, frate, gen cum se vede din afară. Tu până azi, până acum câteva ore, tu aveai interes pentru Rebecca. Ți-a spus Rebecca clar că nu are niciun interes. Așa. Și tu o chemi pe Roberta spunând că tu aveai în plan de săptămâna trecută să o chemi pe ea. Înțelegi? Păi și, și pe Rebecca aveam în plan să o chem după Virginia. Ce drăguț! Ce? Rebecca și Roberta sunt de acord. Păi n-ai cum să nu fii de acord. Lasă-mă să ghicesc cu Gagea. În privința da. Gagea. Ce? Când auzi când vorbește, Gagea intră pe ureche și iese pe alta. Când a plâns, Cosmin, camera roșie. Când a plâns, Gagea spune că a văzut, a făcut schimb de priviri cu Roberta și i s-a părut ceva. Bă, răi sunteți, bă, frate, bă. Cum un pic... Ninja. Vocea... Mi-a rămas în cap. Vocea ta, vocea ta. Ia uite-mă, frate, nu mă cheamă nimeni. Să vină mândra mea, Ștefania. Ștefania. A, deci mai multe feluri de paste. Da. Bun. Adună-mi 7 feluri de paste să mâncăm un fel în fiecare zi. Păi da. Eu vreau aragu. Cu cannoli. Foarte bun. Cannoli în pluț. Nu mi-a plăcut niciodată. Foarte bun. La fel ca lasagna, aproape. Nu-mi place de lasagna. Vă ador. Ah, ce? Ce faci? Bine, dacă tu? Dacă vrei să mă sperii. Nu am vrut să te sperii. Ce faci? Să tremuri mai tare. Mă gândesc că-s pentru mine, nu? Da. Ești mai bine? Da. Mă bucur. Bine, să arunci pe bot? Da. Vrei să mâncăm împreună? Nu, eu nu vreau citită să mănânc. Pe buze, că e așa dulce. Are gust de pepene, adică... Da? Da. Ce-i? Nu știu dacă sunt bine brațe sau nu. Nu știam cum. Te-ai fost dor de mine? Chiar asta vreau să spun, ce dor mi-era să te iau în brațe. Da? Da. Bine, tu dacă mă, nu te certeai cu Sebastian, nu mai chemai pe Roberta la cameră roșie. Bine, mă. Îți garantez. Eu nu știu ce să zic aici. Eu așa zic. Da. Și dacă nu păi, era cearta cu Bogdane, cum gândești așa e și gata. Nu mai am ce să mai vorbesc cu tine, frate. Păi dacă tu te răzbuni pe cineva chemând... Eu fac o părere. Chemând o fată la cameră, te-ai certat cu el, așa ești, frate. Toată lumea îți dă cu părerea, uite și eu pot să-mi dau cu părerea. Eu nici nu m-am certat cu Sebastian, să aveam asta în cap. Dar nu mă afectează, dar adevărul vorbește în numele meu. Afectează. Asta adevărul mă afectează, că vorbește în numele meu. Vorbește în numele tău și spune păi vorbesc, că da, eu dacă m-aș certa cu Antoni, aș chema-o pe Rebecca. Să-i vorbește fac în singur atunci, dacă vorbește nu putem să vorbim ca doi oameni maturi. Păi nu pot, păi nu ești matur înseamnă. Că nu poți să porți o conversație normală. Vrei să asisti și tu la spectacol, poftim. Bogdane. Că dacă erai matur, îmi ascultai și punctul de vedere și după aia puteai să-ți dar nu mă interesează fizic, punctul de vedere. Bun, cine pentru tine? Nu mă interesează. Nu te interesează punctul de vedere a niciunui alt concurent de aici, din câte am observat. Pentru că poți dai un punct de vedere într-un sens în care să aduci dezavantaj. Păi, și de ce să mă dau eu? De ce să mă dezic eu de la orice ceea ce om are un punct de vedere și are dreptul la opinie. Are, spuneți punctul, pe lângă mine trece. Chestiile care m-au deranjat pe mine foarte, foarte, foarte grav. Sunt alea, oricum. Le-am văzut și am zis că, băi, văzând lucrurile așa cum mi s-au prezentat atunci, lucrurile astea esențiale pe care oamenii au ținut să le puncteze, mie, în momentul acela, eu le-am interpretat cum s-au văzut, să zic așa. Adică ai văzut că și ceilalți au zis la fel. Ulterior, ieri noapte, alaltă ieri noapte, stând așa în cameră, eu de obicei nu mă uit la emisiune. Dar nu știu ce mi-a venit și am zis, ia să mă uit eu la secvența aia. Și m-am uitat de la început până la coborârea
voastră acolo, în casa fetelor. Și am rămas așa un pic, tot mai ies niște chestii care nu mi-au convenit, să zic așa. Bine. Dar chestiile alea grave de care eu am fost foarte deranjat și dezamăgit, întrebările pe care le-ai pus tu, am văzut că mai erau, nu erau... Niște răspunsuri de ale mele. Exact, erau propoziții, de fapt, nu era o întrebare cheie. Da. Deci te rog ca data viitoare... Ce? Să te uiți la tot. Păi, stai un pic, n-am zis că nu m-a deranjat nimic. Dar ai spus azi că nu a fost foarte grav. Da, văzând tot, pe ansamblu. Că a părut că ți-am dat cu ceva în cap. Păi eu am fost mega dezamăgit de ce am văzut acolo, înțeleg. Îți dai seama. Dar nu că... la nivelul ăla, la okay, măsura nu la, aia. Nu la nivelul ăla, dar gândește-te că eu, având o dragoste foarte mare pentru tine, am și așteptări destul de mari în ce te privește și îți dai seama că, uite, tu, pune-te tu în locul meu, încrederea și cum mă vezi tu pe mine acum, având sentimente pentru mine. Păi să vină acum o fată și să ți se prezinte situația ca și cum eu aș fi fost interesat și așa, îți dai seama că te destabilizează de tot și ai văzut că eram pe altă planetă, la modul ăla. Deci am fost mega dezamăgit, dar na, tot mai ies anumite chestiuțe acolo. Bine, dar nu atât de grave, dar cum le-ai văzut tu. Nu atât de grave, adică ideea și până că... la urmă n-ai tu nicio vină, pentru că asta ți-a fost prezentat, pe asta ai reacționat.